Un bărbat a fost șocat să constate că una dintre pizzele comandate de la un atelier din oraș avea o muscă gătită alături de celelalte ingrediente. Acesta a făcut plângere la direcția sanitar-veterinară. Conform știri de Cluj.ro, am comandat de la pizzeria D'Autore din Cluj și când am deschis cutia am observat că pe o pizza era o muscă gătită. Am sunat la ei și au dat din coate, spunând că nu știu cum s-a întâmplat, dar atât, a relatat Raul. Acesta a făcut plângere la Direcția Sanitară Veterinară Cluj. Prezența muștelor în bucătărie este un lucru extrem de grav. Musca pe care clientul susține că a găsit-o în pizza nu avea cum să ajungă acolo în timpul coacerii sau în procesul de ambalare, care durează câteva secunde și are loc într-un mediu controlat. Bineînțeles, după predarea pizzei către client, nu mai putem controla ceea ce se întâmplă. Îi asigurăm pe clujenii care apreciază rețetele noastre că pizzeria Trattoria D'Autore respectă toate normele sanitare și de producție. Bineînțeles, regretăm experiența pe care a avut-o clientul nostru și ne-am oferit încă de la prima sesizare către noi să-i refacem gratuit comanda, chiar dacă musca ar fi putut ajunge pe pizza după predarea acesteia, spun reprezentanții pizzeriei. Organizația Mondială a Sănătății a redactat un întreg raport anii trecuți în ceea ce privește muștele și modul în care acestea răspândesc boli, printre care infecții oculare, ale pielii și enterice, cum ar fi diareea. Asta deoarece bacteriile care sunt luate din gunoaie și rămân pe corpul muștei pot supraviețui câteva ore, dar cele care sunt ingerate de insectă rămân în viață pentru mai multe zile, fiind apoi ușor transmise pe mâncare. E posibil ca foarte mulți patroni de restaurante să nu fie conștienți de faptul că muștele sunt de două ori mai mortare decât gândacii de bucătărie, a declarat Rob Harrison, un specialist în entomologie, o ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor. Potrivit lui Rob Harrison, muștele sunt de două ori mai mortare ca gândacii, ele sunt portătoare de boli grave pentru că se hrănesc și cu alimente, dar și cu gunoaie. De asemenea, muștele pot transmite ouă de paraziți, relatează știri de Cluj.ro.